Părinte, iată, se apropie o altă dată din viața comunității romano-catolice, care presupune o nouă sanctificare, un nou sfânt în Biserica Romano-Catolică. Despre ce e vorba? E vorba despre beatificarea episcopului Anton Durcovici, un eveniment care ne umple de bucurie, dar în același timp și cu multe responsabilități pentru cei din comisiile diecezane care suntem inserați în diferite activități. Este un eveniment de o amploare deosebită, care va avea loc pe stadionul din Iași. Deja și-au anunțat prezența peste 15.000 de oameni și de aceea suntem în toiul pregătirilor. Aceste pregătiri vizează multe aspecte, sigur nu le putem prezenta pe toate, nu este cazul, dar să spunem mai mult implicarea acestei comunități. Pentru că noi deja i-am înștiințat pe credincioși despre evenimentul care va avea loc la Iași. Acolo vom fi și noi prezenți printr-un număr mare de credincioși. Unii vor merge pe cont propriu, alții cu autocarele, alții cu trenul, alții, mai ales studenții și cei care lucrează în Iași, rămân deja în cetatea Iașiului și duminică, sâmbătă 17 mai, vor fi prezenți la eveniment. Este necesară înscrierea la un asemenea eveniment pentru ca ei să poată intra pe stadion pe baza unor bilete. Deja facem această repartiție pe diferite tribune, sectoare, pentru că nu mergem la un meci de fotbal, ci mergem la o celebrare care sigur are loc într-un cadru deosebit. Cel puțin la noi în zonă nu s-au mai organizat sfinte liturghii pe stadioane. Și de aceea acești credincioși trebuie să fie bine informați și în același timp bine pregătiți, sigur, din punct de vedere spiritual, prin spovadă, împărtășanie, dar apoi prin participarea la cântări, participarea la cor, participarea ministranților, participarea tinerilor, da, pentru că sunt diferite zone unde ei vor sta și vor avea o contribuție deosebită la această celebrare. Sunt așteptați mulți cardinali, zeci de episcopi, sute de preoți și, cum am spus, deja peste 15.000 de credincioși care și-au anunțat participarea. Sigur, pe noi ne preocupă foarte mult transportul, cum ajungem acolo, pentru că nu se mai găsesc mijloace de transport, am închiriat câteva autocare, avem și un tren pus la dispoziție, mulți, nemai având locuri, să spunem, la aceste mijloace comune, vor merge pe cont propriu, cu mașinele, sau vor merge cu o zi înainte în Iași. Deci va fi un periplu, să zicem așa, de credincioși, un du-te vino, și mai ales că vom merge cu mulți copii, mulți tineri care trebuie să fie însoțiți, este o responsabilitate și pentru ei și tot ce înseamnă a sta în Iași câteva ore într-o mulțime imensă, nu, pentru ei este o noutate deosebită. Pe de altă parte, am făcut o pregătire catehetică și una istorică, dacă putem spune așa, prin diferite predici pe care le-am ținut, prin multe cateheze care s-au organizat pentru copii, tineri și adulți, pentru ca ei să cunoască cât mai bine personalitatea acestui episcop martir. Pentru că acest episcop a fost deja cunoscut de unii dintre credincioșii noștri mai în vârstă. El a murit în ziua de 10 decembrie 1951. Mulți l-au cunoscut când episcopul Durcovici a fost prin comunitățile din Roman și din împrejurim și a administrat taina mirului, mai ales în anii 48-49. Și mulți povestesc modul în care l-au cunoscut, amintirea și chipul acestui episcop care a rămas în memoria lor după ani și ani. De aceea, sigur, cu cât ne apropiem de eveniment, cu atât lucrurile par cumva mai sigure și mai clare, întrucât știm concret ce avem de făcut, unde vom merge, unde vom sta, cu ce vom ajunge acolo, când ne vom întoarce și așa mai departe. Pe de altă parte, noi vom fi și gazda unor credincioși de la Catedrala Sfântului Iosif din București, pentru că mulți vin din țară și din străinătate și neavând locuri în Iași unde se poposească, au apelat la comunități care, să spunem, sunt mai apropiate de orașul Iași. Și avem un grup, cum spuneam, de la catedrală și trebuie să ne mobilizăm pentru a-i găzdui pe acei credincioși în drumul spre Iași, la întoarcere, atunci când au nevoie de a poposi și de a scurta distanța față de localitatea unde va avea loc
loc ceremonialul. De aceea bucuria va continua, vom mai vorbi mult, ienureașii sunt, să spunem, în febra așteptării, întrucât din ziua de 31 octombrie anul trecut s-a făcut publică această sărbătoare. Am așteptat mult timp data exactă, acum avem, să spunem, foarte clare elementele care sunt necesare unui asemenea eveniment, o pregătire, să spunem, la nivel de securitate, vor fi sute de jandari, de polițiști, apoi sute de voluntari care vor ajuta grupurile de credincioși, de pelerini care merg la Iași la acest moment istoric.